Bine v-am găsit la interviurile DC News. Sunt Val Vâlcu, discut cu Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii. Domnule ministru, semne bune anuare, se poate discuta, trecut de mult plugușorul, suntem în campania de recoltare, o fi început pe aici, pe acolo, unde a fost mai cald. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a fi în dialog astăzi cu telespectatorii dumneavoastră. A început campania de recoltat în anumite județe, cei drept pe suprafețe mici la cultura de orz. Eu zic că așa cum arată culturile acum, suntem într-o situație bună, suntem într-o situație stabilă, nu fac niciodată previzionări ale producției, pentru că știți cum e. Cel mai important lucru e atunci când tragi linie la finalul campaniei de recoltat și știi pe ce te poți baza, pe ceea ce ai în magazie și în silozul fermierilor. Dar așa cum arată culturile, ploile din ultima perioadă au revigorat culturile de toamnă și au dat și ne dau încredere pentru culturile de primăvară. Se vorbește însă de secetă în Dobrogea, Oltenia, chiar și în Transilvania, unde de obicei mai ploua. Într-adevăr, s-a vorbit de secetă pentru că a fost o perioadă în care de la începutul anului agricol 2021-2022, cantitatea de precipitații care a căzut a fost una deficitară comparativ cu ceilalți ani. Însă rezerva de apă din sol din anul precedent a fost oarecum suficientă. Sunt anumite zone punctuale unde, într-adevăr, putem discuta de o manifestare mai accentuată a fenomenului de secetă, dar, pe ansamblu, media va fi una bună. Deci sunt semne bune. Putem spune că la acest moment, acest an agricol are semne bine. Poate să plouă când trebuie să recolteze, să putrezească grâu în câmp. Se pot întâmpla multe în agricultură. Doamne ferește. Dar, uitați, viața bate firmul, cartea bate și firmul și viața. În Moromeții, pe care tot mai mulți îl citesc azi pentru că vine Bacu, e acel capitol în care se duc la secerii, se bucură, umplu hambarele și când ajung cu grâul la târg, află că prețul a scăzut foarte mult. Știți, e supărare mare. Se duc dintr-o localitate în alta, peste tot prețul mergea în jos. Există această temere astăzi, în special se gândesc agricultorii că afluxul mare de grâne ucrainiene în porturile noastre îi vor lăsa pe ei cu prețul mai jos. Cum sunt factori diversi care influențează atât nivelul prețului, cât și ceea ce se întâmplă pe piața internațională. Pentru că știm cu toții că prețurile la nivelul burselor se fac la cele mult două mari burse, Euronext în Franța și la Chicago, și asta influențează la nivel global prețul grăului. Acum, acesta diferă față de prețul de tranzacționare. Ce e foarte important să înțelegem este că, în general, această temere că grânele din Ucraina s-ar revărsa pe piața românească și ceea ce ar conduce la scăderea prețului, nu este foarte sustenabilă. Pentru că, pe de o parte, cantitatea de grâne pe care se reușește a fi scoasă din Ucraina și livrată către destinații, nu poposește foarte mult timp pe teritoriul României. Ea doar tranzitează România și se îndreaptă către țările de destinație. În general, Nordul Africii sau partenerii tradiționali pe care îi are Ucraina. De cealaltă parte, sunt îndreptățite anumite temeri ale fermierilor care își fac tot felul de griji, gândindu-se că dacă aceste cereale vin și se stochează pe teritoriul României în depozitele pe care România le are, ar putea conduce la o imposibilitate, așa cum ați dat în exemplu dumneavoastră, de comercializare la un preț care să fie sustenabil și să le facă munca sustenabilă. Este evident interesul fiecăruia din lanțul de comercializare, atât al producătorului, al fermierului, cât și al celui care tranzacționează, să obțină un preț mai bun. Ce măsuri luăm, în schimb, noi la nivel guvernamental? Este, pe de o parte, să ne asigurăm că cele 29 de milioane de tone, capacitatea de stocare ale României, sunt utilizate pentru grâu românesc și pentru cerealele românești. De partea cealaltă, să avem întotdeauna în față nevoia de consum intern.
și în această perioadă complicată pe care am traversat-o, principala grijă a mea ca ministru al agriculturii și a noastră la nivel guvernamental a fost dialogul constant cu procesatorii din industria de morării și panificație, de cealaltă parte cu producătorii și cu comercianții de cereale, astfel încât România să nu ajungă niciodată în situația în care să nu avem cantitățile necesare de grâu în țara noastră. Lucrul acesta trebuie să-l extindem, pentru că în momentul de față putem evalua o eventuală producție a anului acesta, dar nu putem evalua ce se va întâmpla în viitor. Și atunci trebuie să avem stocurile de legătură necesare și în felul acesta să-i stimulăm pe fermierii români, pe cei care comercializează cereale, să țină cât mai mult timp în țară grâu. Da, fără însă a influența, fără a influența prețul, ci doar a veni cu instrumente facile care să le asigure posibilitatea de depozitare sau compensarea unor costuri de depozitare astfel încât să poată să... În cât timp se poate construi un depozit? Nu? Ne gândim la cele construite de Salini. Da. Le vedem în Portul Constanța. În Portul Constanța de la muzeu, nu știu, mozaicul roman, te uiți în poți. Nu, acum sunt alte mijloace de depozitare. Pe de o parte, cele în silozuri specializate, care permit și anumite tratamente care să facă posibilă păstrarea pe o perioadă mai lungă de timp a cerealelor în aceste silozuri. De partea cealaltă, avem și mijloace moderne de stocare, prin acele silobeguri care pot fi amplasate la sol, se introduc grânele acolo și își păstrează calitățile pentru o perioadă... Cele pungi de plastic, să le spun. Sunt niște pungi specializate, sunt și produse în România. Ele reprezintă o soluție de etapă, ca să spunem așa, astfel încât în cazul în care apare o cantitate mai mare de cereale să poată fi depozitate. Nu se fură. Depozitate. Și asta era o problemă, se plângeau agricultorii, păi că da. le mai fura porumb, floarea soarelui, mai intra în livadă și... În 2008 a fost cam principalul motiv pentru care s-a anulat acel mecanism de certificate de depozit. Pentru că statul îți certifica producția și oferea posibilitatea depozitării și scontării certificatului de depozit la o bancă în vederea obținerii capitalului de lucru pentru a-ți finanța anul agricol viitor. Numai că în anul 2008-2009 a fost o fraudă în activitatea de certificare și depozitare care a condus la eliminarea programului. Noi, în momentul de față, suntem în analiză avansată cu programul pentru certificatele de depozit, astfel încât pe perioade mai lungi de timp să fie un sprijin pentru fermierii noștri. Și acele unități de stocare, cred că sunt din inox, vedem iarăși pe... Sunt din tablă zincată, da. S-au făcut foarte multe în România. În momentul de față, noi avem cam 29 de milioane de tone capacitate de depozitare, 15 milioane în magazii și 14 milioane în silozuri. Deci nu mai ține în șopron, în pod? Nu prea se mai țin în șopron. În general, fermierii mici sau cei mijlocii, nu, cei mici de obicei, sunt cei care vând din capul locului cerealele, le comercializează imediat după recoltare, dar cei care sunt deja mijlocii și se îndreaptă către performanță au deja magazii tampon de depozitare și în plus de asta trebuie să ținem cont de faptul că noi nu vom ajunge anul acesta la nivelul de înmagazinare și de, în primul rând de producție de anul trecut, pentru că anul 2021 a fost un an aproape perfect unde s-a obținut maximul de producție obținut în România în ultimii 20 de ani. De partea cealaltă, spațiile de depozitare sunt cuprinse și pentru culturile de primăvară. Adică vom avea un decalaj între recoltatul culturilor de toamnă și recoltatul culturilor de primăvară. Și asta ne va permite să nu acumulăm cantități mari și blocaje nici în port, nici în depozitele celor care fac comerț cu cereale. De altă parte, cel care i-a vândut motorina... pentru tractor, cel care i-a vândut insecticide, pesticide, inputuri în general, îngrășăminte, semințe, i-a luat banii și... sau nu? Pentru că există și contracte futures unii care sunt oricum, finanțați. Se duce petrolul în sus, motorina se duce în sus. Iată că la output, la grâu, la cereale, ne mai gândim, adică o fi prețul
adecvat. E un pic totuși, de nedreptate aici. Nu, totuși, dacă ne uităm puțin, dacă ne uităm puțin la valoarea grâului și în principal la cerealelor care se tranzacționează astăzi pe bursă, eu cred că în condiții de recolte bune, nu excepționale, dar în condiții de recolte bune, fermierii români nu vor fi pe minus. Dar aceste discuții, criza alimentară, dezastru, foamete, nu știu... Scenariile apocaliptice. Scenariile apocaliptice. Tu nu lovesc chile și pâinea congelată și pastele, macaronele din Italia, nu știu, astea aduc în plus, grâul e mai scump, drumul. Acum, nu se înspăimântă nimeni că rămâne fără pâine cu semințe recongelată, decongelată. România este departe de a fi în situația apariției unei crize alimentare, pentru că așa cum este definită criza alimentară, asta înseamnă penurie de alimente. Să nu ai anumite alimente de bază pentru a-ți hrăni populația. Ori suntem departe de această situație, chiar și la nivel european, când am fost la Consiliul de Miniștri, acum în 24 mai, la ultimul Consiliu de Miniștri, s-a discutat și s-a pus pe masă această temă. Evident, Europa nu are de ce să-și facă griji din perspectiva unei potențiale crize alimentare. În schimb, facem parte, la nivel global, dintr-un sistem de aprovizionare cu alimente și, pe de o parte, ne preocupă ca în România, cel puțin pe mine mă preocupă ca în România să nu apară perturbări în asigurarea cu alimente a populației, la nivel european, de asemenea, cetățenii Europei să fie asigurați, dar ne preocupă și la nivel global ca anumite state să nu ajungă în situații de foamete. Pentru că grâul românesc, grâul ucrainian, grâul rusesc erau sigur cele care hrăneau are și alte să se ocupe de treaba asta. Eu mă gândesc totuși, agricultorul, fermierul român va simți că îi se umflă buzunarul, nu știu, că petrolistul simte, nu, cred, ăsta de la energie electrică simte, profitul record pe tot lanțul distribuitor, producător de energie, la fermierul, dacă a explodat prețul grâului, nu explodează și lui contul? Nu explodează contul pentru că și cheltuielile pe care le-a avut cu culturile, vă dați seama că aici e diferența puțin între culturile de toamnă și culturile de primăvară. Dacă în toamna anului 2021, la înființarea culturilor, prețul la combustibil era 5 lei, acum iată este 8 lei la culturile de primăvară. Și atunci el trebuie să găsească un echilibru și stabilitatea necesară astfel încât să rămână viabil ca să producă în continuare. Agricultura este o activitate economică pe perioade lungi de timp. Ajungi să însămânțezi, practic îți blochezi banii, îi îngrob la propriu în pământ și aștepți 10 luni de zile să-i recuperezi și riscurile pe această durată de timp sunt unele destul de proeminente. De aceea am spus că important este ca anul agricol 2021-2022 și anul agricol acesta să fie unul stabil. Pe noi ne-a preocupat foarte mult la Ministerul Agriculturii să venim cu programe de sprijin pentru fermierii noștri și am alocat 500 de milioane de euro anul acesta în buget pentru programe de sprijin pentru fermieri, asta doar din bugetul național, pe lângă fondurile europene care sunt destinate pe de o parte investiției sau susținerii, dar ce ne-a preocupat foarte mult este să asigurăm nivelul de producție. Pentru că atunci când ai nivel de producție stabil și liniar, nu ți apar presiuni pe piață, date de consum. Le luăm fiecare sigur măsură de sprijin, pas cu pas, cum se spune, dar înainte de asta vorbeați de inputul. Primul input nu e pământul. Cât a mai rămas în posesia, în proprietatea românilor? Acum noi avem suprafața de teren arabil a țării care este oarecum stabilă pentru că avem declarațiile la APIA. 9,4 milioane de hectare de teren care sunt declarate anual pentru primirea de subvenții. În general sunt deținute de români. Acum faptul că este o firmă românească cu acționariat străin, asta a făcut situația legislației europene să se poată achiziționa. Noi am venit cu acea modificare la legea 17 cu vânzarea terenurilor în care am impus anumite condiții și anumite ordini de preemțiune la cumpărare, care a mai stabilizat puțin lucrurile. Dar e foarte important să știm că pe aceste 9,4 milioane de teren se produce în țară. Toți fermierii, până la urmă, sunt fermieri români. Chiar dacă există proprietari, fonduri de investiții externe, în general terenul este arendat către fermieri români.
Și e foarte important ca, producția Arendei să a produs, metoda Arendei a generat răscoala de la 1907. Problema noastră cea mai mare pe care eu am identificat-o în ultima perioadă a fost faptul că cei care, terenurile care sunt deținute de grupuri de investiții, de fonduri de investiții externe, arenda este pe perioadă foarte scurtă de timp, un an, maxim 2 ani. Adică pot să plece și repede, atunci, au venit și pot nu să plece? Nu pot pleca, că nu vor putea pleca niciodată cu terenul nostru din România, dar problema este că fermierii români au nevoie de stabilitate. Ca să poți face investiții în creșterea bonității solului respectiv, a calității pământului respectiv, ai nevoie de continuitate. Și acesta a fost motivul pentru care am depus o inițiativă legislativă în Parlament împreună cu colegii social-democrați, parlamentarii social-democrați, pentru a standardiza un nivel minim al duratei arendei, de minim 10 ani de zile. Deci el vine, pune, să zicem, 3 ani la rând rapid să se cătuiește solul, după care pleacă. Arendașul, adică da, dar în mod normal, trebuie, am gândit acest program și această durată minimă a arendei ca să putem să-i oferim fermierului și posibilitatea de a face rotația terenurilor, de a face investiții, de a avea o predictibilitate. Există o obligativitate sau o coordonare a acestor rotații? Nu este obligativitate, dar pe de o parte există verigile tehnologice de la care fermierii în general nu fac rabat. De partea cealaltă este o nouă orientare la nivel european în politicile, în strategia Farm to Fork, în Green Deal, aceste obiective de mediu care spun că trebuie să aplicăm cât mai multe practici prietenoase cu mediul. Rotația culturilor fiind una dintre ele, pentru că pe de o parte distruge dăunători și oferă posibilitatea creșterii calității solului, de partea cealaltă utilizarea unor culturi proteice fixatoare de azot oferă îmbunătățirea calității solului în timp. Soluții ar fi multe, doar că Europa a ales din punct de vedere politic să ignore rezultatele științei, să meargă pe varianta politică. Politică, să-i spunem, cu refuzul biotehnologiei, refuzarea acestor tehnici, chiar mari firme implicate în cercetare s-au mutat în Statele Unite, operează în Canada, Japonia, Brazilia. Și aici o mare nedreptate. Noi nu cultivăm soia modificată genetic, care mergea foarte bine în România, în schimb importăm șroturi din Brazilia, care cultivă. Deci, nu știu, ce am protejat cu măsura asta? A fost noi europenii, nu noi români. A fost unul dintre punctele pe care le-am ridicat în dezbaterile derulate în Consiliul de Miniștri la Bruxelles, pentru că eu sunt un susținător a specificității fiecărui stat. Noi trebuie să vedem Europa ca un parteneriat cu 27 de parteneri. Nu există țară mai importantă decât alta la nivel european, pentru că trebuie să creștem cu aceste valori și să le protejăm. Faptul că sunt anumite decizii luate politic pe baza unor aranjamente sau înțelegeri politice între diferite grupuri la nivel european, trebuie să ne dea de gândit și să avem o voce și vocile care ne reprezintă la Bruxelles să fie mai prezente. Că dacă mergem doar cu voci mute care se duc acolo, stau în bancă, nu spun care este interesul țării și care este interesul României într-o astfel de situație, atunci toată lumea zice, dom'le, ce am decis noi, acceptă toate statele. Spania, vă dau un exemplu. Italia doreau și ele biotehnologie. Da. Marea Britanie a și plecat din UE. Eu vă dau un exemplu, pentru că se discută acum la nivel european un regulament în care se spune, dom'le, trebuie să tăiem cu 50% utilizarea fertilizanților sau a pesticidelor în toate statele membre. Ceea ce este un principiu incorrect. Nu este un principiu de parteneriat. Noi trebuie, dacă vrem la nivel european cu adevărat să avem aceste ambiții legate de reducerea treptată a fertilizanților, a produselor chimice, ceea ce este o necesitate, pentru că protejarea solului pe o perioadă lungă de timp este extrem de importantă, trebuie în primul rând să ne stabilim care sunt obiectivele în toate statele membre. Stabilim la nivel european care este media la care trebuie să ne raportăm cu toții și atunci vedem. România este o țară care folosește ca medie foarte puțin fertilizanți, în timp ce sunt alte state care depășesc cu mult media europeană.
Ori dacă noi reducem cu 50% la toate statele europene, productivitatea fermierilor... Ce avem acum? Da, asta e propunerea. Păi stai eu, productivitatea fermierilor români va scădea foarte mult, ceea ce îi va face nesustenabil în timp și neviabil. De ce să reducem cu 50% ce e acum? Că poate unul vrea să reducă de tot și altul deloc. Păi asta este ideea și propunerea mea și propunerea României la Consiliul de Miniștri a fost: haideți să stabilim care e media sau care este referința la nivel european în materie de fertilizanți, de pesticide, de insecticide, și statele care sunt peste această medie, peste acest punct de referință, să reducă până la medie, celelalte, evident, să poată reduce sau să aibă posibilitatea să... își crească. Da, Europa era unul dintre marii donatori, am înțeles chiar primul furnizor de ajutor pentru țările sărace, pentru înainte de criză, era pe locul întâi, Uniunea Europeană ajuta. Și nu prea bate toba, dar așa. Păi, tot e dacă ne apasă grija de foametea globală, de ce o să mănânce unul și altul, atunci de ce mergem pe soluții de genul că noi, da, putem trăi și cu jumate din producție, Europa e bogată, stă bine, importă șrot în Brazilia, aduce în Brazilia să taie copaci, deci tu, ecologistule, care vrei mai mult verde, să știi că soia aia adusă din Brazilia, că aici ai scos soia modificată genetic, dar o aduci modificată genetic din Brazilia și după niște defrișări, că în Brazilia nu era teren agricol pentru, a trebuit să taie pădure tropicală să se aducă ție soia în Brazilia, ca tu să respecti mediul în Europa. Abordările la nivel european uneori sunt mai mult politice decât tehnice. Eu am susținut și susțin în continuare că este mult mai importantă vocea specialiștilor decât a celor care fac politici. Pentru că am văzut tot felul de propuneri năstrușnice la nivelul Uniunii Europene să nu mai avem voie să creștem animale pentru a fi abatorizate. Adică pentru consumul uman. Deci doar pentru capet, doar pentru așa. Peisaj, nu știu. Da. Sunt unii pentru care peisaj, susțin asta. Mă gândeam da, să-ți o fac în casă. Și nu știu mai ce. Ceea ce este o aberație, este evident că este o unde aberație. Ești seara, înainte de, nu mai ești cu un câine la plimbare, ești cu o vacă. Da, înainte de începerea războiului din Ucraina, era foarte mare dezbatere la nivel european pe cât poluează vacile din Europa. Gaze cu efect de seră și așa. Se pare că acum, când lumea își face griji de asigurarea hranei și alimentelor necesare, lucrurile astea nu-și mai regăsesc argumentele științifice, pentru că nu le-au avut niciodată. Discuție hamburgerul nostru cel de toate zile. Da. Trebuie echilibru în absolut orice și vocea specialiștilor trebuie să primeze. Dacă ai posibilitatea la nivel european, pentru că într-adevăr, cum am spus, era poate și cel mai mare donator sau sprijin pentru state aflate la necazul Uniunea Europeană, în același timp era și cel mai mare exportator de produse agroalimentare. Da, la nivel dar în ăla intra și chardonnay-ul francez și camembertul și porcii din Olanda. Intrau toate din produsele. Danemarca a intrat tot, da. Nu intra numai ori tu aduci soia din Brazilia, unde ai defrișat jungla amazoniană, ca să crești porcii din Olanda și din Danemarca, pe care după aia ai oferi ajutor. Ați dat niște exemple de situații în care logica și cunoașterea științifică a fost înlocuită de decizii politice. Pentru că de foarte multe ori, la nivel european, se iau decizii, dacă nu ești la timpul potrivit și la momentul oportun reprezentat tu ca țară. O să discuți despre ele după ce s-au adoptat și vă dau un exemplu. S-a discutat săptămâna trecută la Bruxelles un regulament european cu privire la datele statistice, care era susținut de anumite state europene și se impuneau 200 de indicatori statistici pe care fiecare stat trebuie să-i raporteze, cu riscul, da, în cazul în care nu transmiți aceste date statistice, să suspende fondurile europene. Evident că printr-un... Vorbim de APIA. Sau vorbim, nu, fondurile destinate agriculturii. Evident că am blocat în primă fază cu o minunitate de blocaj acest regulament pentru că am cerut odată reducerea la 100 de parametri indicatori statistici, de cealaltă parte o perioadă de tranziție. Pentru că dacă nu ai sistemele puse la punct pentru colectarea datelor statistice pe care Comisia le solicită, există riscul să nu poți da aceste date chiar dacă îți dorești. Este și motivul pentru care la nivelul Ministerului Agriculturii, încă de când am preluat mandatul, am înființat un grup care se ocupă de digitalizarea
Ministerului și a Agriculturii în general. Dacă vrem să răspundem corect provocărilor viitorului, trebuie să fim pregătiți, în primul rând, să le cunoaștem și, în al doilea rând, să știm pe ce ne bazăm atunci când elaborăm politicile publice, ca ele să fie sustenabile și efectele lor în timp să poată combate aceste provocări. Va trebui să completeze un chestionar cu 100 de rubrici, cu 100 de item? Nu, statul membru va completa aceste chestionare, dar bazele de date pe care noi le gestionăm la nivelul Ministerului Agriculturii trebuie, în primul rând, armonizate între ele, că am descoperit 24 de baze de date scrise în 16 limbaje de programare, nu bate una cu alta. Și atunci trebuie să le punem într-un sistem integrat, iar fermierii trebuie să ne îndreptăm către acest cod unic al fermierului, în care el își introduce toate datele în sistem. Sistemul îi poate oferi suficient de multe direcții prin care să-și îmbunătățească activitatea în fermă sau poate să îi ofere schemele de ajutor de stat sau fonduri europene pe care le poate obține, iar toate aceste date să poată fi colectate de stat și utilizate pentru raportarea statistică obligatorie prin regulamentul despre care discutam. Așa, nu la virgulă, dar ca plafon, ca pondere. Cât e agricultură de subsistență, cât e în România? Și cât sunt ferme, să zicem, intrate în capitalism? Vă dau niște cifre ca să putem să avem o imagine. Anul acesta am încheiat perioada de punere a cererilor de plată. S-au înscris 720.000, 20 ceva de mii de fermieri. Dintre aceștia, doar 80.000 au formă juridică de organizare. Restul sunt persoane fizice. Deci iar la nivel, iar la nivel de producție, mă opresc doar la cereale. Am luat exemplu anul 2021. Pe o suprafață de 30% din suprafața agricolă a țării, s-au produs 70% din cantitatea de cereale. Și asta cam 5.000 de companii de performanță, am putea să le spunem performante. În rest, avem fermieri mijlocii, care trebuie susținuți în continuare, fermieri mici, care la fel trebuie susținuți, pentru că fermierul mic porcul de bătătură și rolul fermierului mic este esențial în arhitectura statului român. În momentul în care va dispărea gospodăria țărănească sau fermierul mic, începe să dispară satul românesc. El este cel care ține în viață activitatea statului. Și atunci noi trebuie să venim cu programe complementare pentru fermierii mici și mijlocii și pentru fermierii care fac performanță. Astfel încât... Eu stau și mă gândesc pentru ăștia mici totuși. De ce trebuie să ținem... Deci la sat condițiile sunt proaste. Învățătură... Au început... Mă rog, în general, nu știu, numai în România. Peste tot, accesul la servicii sanitare... De cine chinui să ținem satele? Pentru că... Dacă satul nu... Pentru nu că peste 50% din suprafață, din populația țării lui locuiește în mediul rural, are așa, potențial de autoasigurare a existenței sale. Păi asta mă tem, autosuficiența, că el dacă și-a hrănit porcul și vaca și așa mai departe... Își asigură independența alimentară. Uitați-vă la situația în care suntem azi. Nu produce PIB, nu finanțează sănătate, nu finanțează armată, nu finanțează poliție. Dar nu este nicio presiune pe stat. Uitați-vă în situația în care ne aflăm acum, în care asigurarea independenței alimentare până la urmă la nivel de gospodărie este o situație care îți dă liniște față de amenințările care există la nivel global. Dar noi 5 milioane de orășeni în mare parte și ați spus 80.000 de fermieri, ducem și armată, ducem și vamă, ducem și infrastructură. De unde ținem 15 milioane care trăiesc din grădină? Păi nu sunt 15 milioane care trăiesc. Cât mai rămân din grădină? Dacă 5 lucrează... Nu. Noi vorbim aici de angajați, restul? Vorbim de gospodăriile de la sat pentru că ele trebuie menținute și sprijinite. Pentru a exista în continuare satul românesc, ne dorim să dispară viața în satul românesc. Eu cred că nu există o politică de stat doar pentru urbanizare. S-au făcut investiții destul de mari în infrastructura din mediul rural, în asigurarea accesului la apă uzată, la educație, pentru că e necesar să păstrăm lucrurile astea. Chiar în Ucraina se vorbea, erau știri că veniseră chinezii, investitori chineze în Ucraina, în agricultură, înainte de război, da. Că le convine că pleacă tractorul de la Harkov, se oprește la
50 de kilometri, merge pe G, a tras o brazdă, se întoarce, mai trage o brazdă încă 50 de kilometri. Categoria de mijloc a fermierilor de mijloc este cea care îți dă stabilitate. Pentru că altfel apar riscurile. Dar cu cât sunt mai puțini fermieri, fără discuție, cu cât sunt mai puțini fermieri, se acumulează suprafețe mult mai mari și riscurile sunt tot mai mari. Mă referam doar la cei mici care nu au nici forță să treacă mai departe, gospodăria, nici nu intră gospodăria în țărănească în general circuitul financiar. Este în general ținută de, pe de o parte, de cei care au ieșit la pensie și s-au reașezat la sat, au grădina lor și asigură independența alimentară, de cealaltă parte de familii tinere care s-au așezat la sat și încep să își construiască ferme, trec de la mai subzistență la fermieri mici sau de mijloc și încep să desfășoare o activitate economică care poate fi suspendată. Vă dau un exemplu. Da, eu vă dau un exemplu, pentru că statul român trebuie să-și direcționeze cu grijă fermieri. Și vă dau un exemplu unde putem să intervenim și deja am luat măsuri. Zona de producere a legumelor. Cu 2500 de metri pătrați de suprafață acoperită cu solarii, că sunt mult mai ieftine de realizat și nu poți să faci o seră dacă ești o familie tânără cu 2 copii, poți să asiguri venituri minime lunare pentru această familie, 2 adulți și 2 copii. Am făcut și avem și în loc... să asiguri o hrană mai bună decât... O hrană mai bună de calitate. Turcia, ne rezolvăm problema cu importurile și cu necesarul de legume proaspete în țară. Păi, dar doar trebuie program să-i direcționăm. Programul Tomata funcționa, lumea era mulțumită. Funcționa, a fost oprit o perioadă, s-a modificat, l-am reluat. Astăzi, chiar astăzi am aprobat în ședința de guvern prelungirea perioadei, pentru că era până la 10 iunie, dar condițiile climaterice mai reci din luna martie au întârziat cumva coacerea roșiilor și comercializarea lor și am prelungit până la 1 iulie, dar programul a fost reluat. Am pus o finanțare destul de importantă, 45 de milioane de euro pentru programul Tomata, astfel încât să putem să le redăm încrederea fermierilor din zona de producere a legumelor, că pot produce în continuare. Și evident e un sprijin legat de ceea ce vă spuneam, că ne preocupă menținerea nivelului de producție constant. De cealaltă parte, uitați că deja un alt program pe care noi l-am lansat în guvernarea trecută în 2019, programul de susținere a cultivatorilor de usturoi, deja a început să dea roade și România a început să producă și chiar să exporte usturoi. Am văzut plantații extraordinare, deja apare în hipermarketurile românești usturoiul românesc. Și programele acestea sunt cele care pot să dea calitate și continuitate. Aici e problema. Ați spus cuvântul cheie, hipermarket. Și înțeleg și pe ce de la responsabilul ăla de raft, de raion, de ce fel de achiziții. Așa, el trebuie să aibă raftul plin. Dacă și nici nu îi convine să alerge între 1000 de mici producători, unul n-are, altul are roșia mai mare, altul mai mică, ăla cu brânză, dar să intrăm și pe zona de creștere animalelor, dar aici cum se rezolvă situația? Țin minte că nemții în programele fare, nu știu, nici nu s-a discutat de aderare. Până anii 90, primul ajutor a fost dat pentru o piață de gro în Berceni, mă rog, în zona de sud a capitalei, proiect care nu știu dacă s-a făcut vreodată, oricum anul 2000 ne-a prins fără. Și pe aici e principal ajutor pe care ar putea, că altfel el nu va pătrunde. Hipermarketul promite, scrie, cumpără niște roșii turcești în cutii pe care scrie, că el face un SRL în Dâmbovița și zice, domnule, uite, roșia românească, SRL Popescu. Din păcate, în ultimii 20 de ani s-a ajuns în situația de astăzi, unde aproape 85% din comerțul cu produse agroalimentare se derulează prin marile rețele de magazine. Direcția de acțiune pe care o avem la Ministerul Agriculturii pentru anul acesta și perioada următoare este, pe de o parte, una de scurtă durată, adică pe termen scurt de intervenție, piețele volante pentru desfacerea produselor agricole la nivel local și regional. Pentru că noi, acești producători mici, putem să-i ajutăm prin aceste piețe
de desfacere, astfel încât consumatorul să se îndrepte către produsele românești. Să chiar se îndreptă, să știți. Cunoscute de la fermieri cunoscuți. Da, care mi-e frica. Și aici ar trebui, poate, nu știu, ANSVS-ul sau cine să... sunt toți chiar producători, măcar românești. Că el, de fapt, mai cumpără de la 10 vecini, de la 20, de la 30, n-ar fi o problemă. Aici e grija noastră. Dar or fi din toate aici din România. Și noi avem soluția. Pentru că am aplicat-o în 2018 printr-o platformă informatică pentru telefoanele mobile, pentru produsele tradiționale, catalogul produselor agroalimentare certificate. Am făcut-o colegii de la AFIR, eram director general atunci, IT-știi din AFIR au făcut-o gratis, am lăsat-o statului român și acum o preluăm, o dezvoltăm și o transformăm și în marketplace. Dar pe această platformă o să introducem tot ceea ce înseamnă producător român. Cei care comercializează produse alimentare pe carnete de producător. Pentru că am constatat, eram viceprimar la Caracal și veneau la noi producători să le avizăm carnetele de producător. Banane și, făcea careva că... Și era într-o foaie de comercializare, erau banane, kiwi, mango și portocale. Lucru care nu e posibil. Ce trebuie să facem acum? Prin acel cod de identificare al producătorului, mergem și vedem unde ai solarul, unde produci, pe ce suprafață. Păi dacă ai 1000 de metri pătrați, care e maximul de productivitate pe care îl dă o cultură? Nu știu, 5000 de tone de roșii pe un sezon. Atunci nu poți să comercializezi 100.000 de tone sau 100 de tone. E, sistemul acesta informativ va fi la dispoziția consumatorului, lucrăm deja la el, așa cum v-am spus, încă din noiembrie, și va avea posibilitatea, cum facem astăzi cu produsele tradiționale, să scanezi. El va avea un cod unic de identificare, cum vor trebui să aibă toți fermierii români. Ai un cod unic de identificare, așa cum ai CNP-ul, cu acela ai acces la toate bazele de date. Eu sper ca la finalul anului, jumătatea anului următor, poate chiar finalul anului 2023, să nu mai fie nevoie de niciun document pentru fermierul român. Pentru că am constatat repetitivitate în documentații. Vine fermierul din ecologic de 12 ani, depune același document la direcția agricolă. Vine fermierul, depune un dosar la APIA, un dosar la AFIR, un dosar la Ministerul Agriculturii, un dosar la DAJ. Lucrul ăsta nu e posibil. Acum adică se trebuie să încetezi. Inclusiv să poate merge la analiza DNA, domnul Roșia, care îi pot arabă în cultura ta. Sigur, dar doar o scanezi, vezi trasabilitatea. Ba da, haide să fii sincer. România are în momentul de față acces la tehnologie aproape fiecare consumator din mediul urban. Consumatorul, da. Dumneavoastră puteți, dacă mergeți acum și luați un produs care este pe aplicația catalogul produselor agroalimentare certificate, CPA cu acesta, dacă îl găsiți în magazin și are codul unic de producător, îl scanați și vedeți. Eu mă refer la piața volantă. Când la piața volantă, producătorul, pentru a avea acces în piața volantă sau în piața normală, la piața de legume, fructe normală, va avea acest cod unic de identificare care poate fi scanat cu telefonul și să vedeți toate detaliile despre producătorul respectiv. Și în felul acesta... Și eu văd că dacă el zice că are 100 de hectare, nu 100, are 10 hectare, nu poate să vină... Un an de zile din... Da? Pentru că acolo vedeți și producția estimată, vedeți și posibilitatea de... Dar acum este doar pentru, să spunem, carne, pentru cărnați, brânză sau pentru nu. Ce? În momentul de față se aplică doar pentru produsele tradiționale, cele care au rețetă certificată. Brânză, produse din carne, din lapte, produse ecologice, produs montan. Dacă zice că e brânză de la Sibiu, toată temea e din Sibiu dacă și toți peperii din Dăbuleni. Dacă e făcută pe rețetă tradițională, puteți să-l scanați și să vedeți dacă este certificat sau nu. Dar, din păcate, aplicația aceasta, care era extrem de utilă în perioada pandemiei, a fost lăsată uitării pentru că a făcut-o altcineva înainte. Știți principiul, sau, mă rog, mitul meșterului Manole, ce au construit ăla dinaintea mea. Și asta cu 15 baze de date la 15, primăriile nu comunică, că și asta ar fi o treabă, primăria, să poți verifica noi, cu ce comunică primăria respectivă. Noi, în momentul mai de față, duci până în grădina lui Ionescu sau lui Popescu. Dar putem merge pentru că avem direcțiile agricole, avem mijloace prin care să identificăm spațiile de producție, avem APIA și baza de date APIA unde intră toți producătorii care se înscriu pentru primirea subvenției. Avem de cealaltă parte baza de date de la AFIR unde apar toți cei care au obținut proiecte cu finanțare europeană și sunt producători. Toate lucrurile acestea trebuie să fie într-un singur sistem. Eu am reușit în perioada în care am fost director general la AFIR să aducem nivelul de digitalizare într-acolo încât aproape nu mai depindeam
de nicio hârtie decât cele din extern. 89 am mers în RDG. Încă mai era comunismul, lagărul estic. Și era o piață în Dresda cu 5 tarabe, niște prune, niște, dar nu prea aveau săranul. Și am văzut inclusiv vietnamezi. Lucrau în RDG, în Republica Democrată, în agricultură. Vedeai pe marginea autostrăzii, șosele, ce era munci. Și în piața aia cu 5 tarabe, 3 produse, avea casă de marcat. La noi e o reticență și Rădulescu, Dumnezeu să te a făcut multe pentru agricultură, avea două idei. Fiscalizarea care i-ar permite fermierului să-și scoată TVA-ul din inputuri. Da. Dacă e organizat. Dacă e organizat. Dar v-am dat exemplu. Din 728.000, doar 80 sunt. 80.000 sunt. Acum când vorbim de... Ai scannerul, ai pe telefonul mobil și fermierul. Bine. Și casele de... casele agricole, camerele agricole, da. Avea pentru consultanță, da. S-a încercat proiectul acesta, dar a ieșuat. Deci camerele le-am uitat. Ce cu fiscalizarea? Fiscalizarea și în momentul de față. Soluție. Producătorii care comercializează pe carnete de producători, ei sunt fiscalizați, pentru că plătesc un impozit pe normă de venit, stabilit. Ce e foarte important este să ne asigurăm că cel care comercializează prin acest sistem nu este de fapt un comerciant. Și atunci, controlând pe de o parte producătorul prin acest sistem, ne putem da seama dacă cei care comercializează extra sunt sau nu cu adevărat producători. Și trebuie să eliminăm această verigă. Pe mine nu m-ar deranja. Adică dacă unul își ia o dacie cu papoc de asta și adună 100 de cutii de roșii și le aduce la târg, nu mă deranjează dacă știu, dacă sunt românești, dacă are pe mine, o garanție de calitate. Nici pe mine, dar trebuie să declare de la ce producător sunt. Nu declar că ești producător în condițiile în care tu ești comerciant. Pentru că noi avem nevoie să asigurăm consumatorul român, cetățeanul român care merge și cumpără din aceste piețe sau din piața normală, că de la producător acela este producător. Și se poate face prin sondaj. Dom'le, a luat 3 exemple din piață și merge cu el, merge retrospectiv. S-au făcut multe lucruri de genul ăsta în trecut, n-au dat niciunele roade. Eu sunt absolut convins că odată standardizat prin informatizare și digitalizare acest sistem, lucrurile vor fi mult mai ușor de controlat. Dacă reușiți să-l puneți fără discuție. Păi nu, cu siguranță o să reușesc. Ce e foarte important să înțelegem? Nimeni nu are niciun fel de problemă cu cel care desfășoară o activitate economică. Ci în momentul în care ea e prezentată ca o activitate economică rezultată din producție agricolă, atunci trebuie să ne asigurăm că așa și este. În felul acesta, consumatorul român, cetățean român, își va recâștiga încrederea în produsele românești, care sunt de o calitate excepțională. Eu am avut bucuria să văd că la începutul anului, în februarie, pregătind sezonul de comercializare a legumelor proaspete de la producătorii români, am trimis o adresă către 375 de consilii județene, municipii reședință de județ, și peste 200 dintre ele au organizat piețe volante în perioadele acestea, ceea ce e un lucru extraordinar de bun. Pentru că mergem cu toții în afară, vizităm un oraș, vedem acolo mici comercianți, mici producători care vând produse proaspete de calitate. La târgul de duminică, sigur. La târgul de duminică, ați văzut în Italia cum sunt acele mercato, piețe de cartier, unde oamenii își comercializează lucrurile. Ne presează timpul să reluăm. Poate unii nu știu, poate alții nu se gândesc cum să acceseze programele de sprijin. Să le mai spuneți, v-am întrerupt. Păi atunci să ne luăm pas cu pas. Sigur. APIA știe toată lumea. APIA gestionează fondurile europene, subvențiile care Tomata, vin destinate. Ce trebuie să facă unul care nu e în acest program? Mai păi astăzi nu mai poate să facă nimic, pentru că el trebuia să înceapă din încă din iarnă, din decembrie sau imediat în ianuarie, să planteze, deci, și asta să viitoare să va veni... Nu, dar ei au știut, pentru că eu mi-am dorit foarte mult în 25 noiembrie când am venit să le spun programele pe care le vom derula în cursul anului. Programul de susținere a producătorilor de tomate și legume în spații protejate. Cei care produc usturoi, cei care produc cartofi. Sunt două programe pe care le lansăm anul acesta, producătorii de cartofi și producătorii de struguri de masă, care vor primi sprijin, deja sunt actele normative în avizare interministerială și vor primi acest sprijin. Am avut pachetele de sprijin pentru combaterea efectelor COVID, care au fost duse către
producătorii din zootehnie, în principal cei din sectorul de creștere a porcilor, de creștere a păsărilor și de creșterea bovinelor. Au fost 91 de milioane de euro pe care i-am pus la dispoziția fermierilor. Avem celelalte pachete de sprijin, ajutoarele naționale tranzitorii, sprijinul cuplat zootehnic și vegetal, care a fost deja plătit. Avem programul de susținere a accizei la motorină. Toți cei care sunt organizați sub o formă juridică primesc o compensație de 1,63 de lei pe litru de motorină. Diferența între acciza practicată în România și standardul minim de bază 21 de euro, deci, la practic, nivel european. Avem toți iarăși, care s-ar asocia și ar angaja un contabil și un administrator, ar avea acces la... Au potențial, au posibilitatea să aibă acces la aceste programe. Lansăm pentru prima dată programul de sprijin la reproducție la porc și pasăre. Programe pe care noi le-am făcut în 2019, a contribuit și răposatul Adrian Rădurescu, pe care l-ați amintit, împreună cu domnul ministru Daia și toată echipa guvernamentală de atunci. Am făcut aceste două programe care erau extraordinare pentru țara noastră. Programul de sprijin la reproducția porcului și la reproducția pentru pasăre. N-au fost bugetate. Anul acesta am alocat pentru prima dată buget, începem contractarea și implementarea acestor programe. Deci am venit cu mai multe pachete de sprijin. Spre exemplu, pentru anul viitor avem Planul Național Strategic, în care una dintre direcțiile de acțiune a fost, pe de o parte, procesarea, de partea cealaltă, depozitarea. Știți, ne întrebăm de foarte multe ori, domnule, de ce vin cartofi din import? Anul ăsta susținem producătorul de cartofi din România ca să rămână sustenabil și viabil, să ne asigurăm nivelul de producție necesar. De partea cealaltă, noi stăm prost la depozitarea cartofilor. M-am dus către cauză și ne-am dus către cauză, pentru că dacă vrei să îndrepți ceva pentru o durată mai lungă de timp, trebuie să te duci la cauze. Producem 1,7 milioane de tone de cartofi anual, dar majoritatea o producem în lunile septembrie-octombrie. E comercializată, vin cei care au capacități de stocare, nu dau numele altor state, altor comercianți din alte state, vin, cumpără cartoful românesc, îl depozitează și după aceea ne-l vând din ianuarie în mai ca și cartofi din alte țări. Lucrurile acestea nu sunt... Îl depozitează în România? Nu. În țările de origine. Da. Dar... Și lucrurile... merele, avem de discutat. Avem, la mere, la fructe. Era în zona de deal, în timpul lui Ceaușescu, cu seră depozite, cu da. Bioxid de carbon, da, cu da. Temperatură controlată. Temperatura controlată. S-au terminat, s-au pustit după 90. Acum au început să se refacă investițiile. Ne mirăm că de ce mere din Polonia. Se refac investițiile, au fost programe de sprijin cu fonduri europene pe care noi l-am gestionat prin AFIR. S-au făcut investiții în plantații pomnicole, s-au făcut investiții în depozite. Ce e foarte important la noi este încă reticența față de asociere. De ce? Asocierea producătorilor. E mult mai ușor pentru 10-20 de producători, 50 de producători de mere dintr-un areal geografic să se organizeze într-un grup de producători și să facă o investiție mai mare, care le dă posibilitatea. Își deduce TVA-ul. Pot negocia prețurile foarte bine cu cei care le furnizează inputuri. Deduc acciza la motorină. Au o altă putere de negociere în contractele comerciale cu retail-ul, cu hipermarketurile. Dar este încă această reticență. Am fost într-o țară europeană, nu mai dau ca exemplu, și am văzut o investiție de 25 de milioane de euro într-un depozit de mere, 66 de producători, 1300 de hectare de măr. Venea camionul cu mere din câmp de la recoltat, le deversau într-un bazin și de acolo nu mai atingea omul, își lua calea pregătirii pentru comercializare, erau sortate pe diverse categorii, ambalate, etichetate și după aceea plecau în depozit și în comerț. Lucrul acesta, imaginați-vă ce ar fi fost ca 66 de producători să-și facă fiecare depozitul ei. Era foarte complicat și foarte greu. Ar fi avut cantități mici, n-ar fi putut să negocieze cu hipermarketurile pe o poziție de egalitate. Pe de cealaltă parte, costurile cu inputurile, cu tratamentele, cu toate celelalte lucrări, ar fi fost mult mai mari. Așa, odată organizați, au altă putere de negociere și de-aia vedem mere. Există la noi o astfel de au început asociere? Și la noi, au început și la noi să se asocieze fermierii, am stimulat.
i-am stimulat să înceapă asocierea, au apărut și cooperative de producători de mări și sunt absolut convins că asta e calea. Dar încă procesul acesta mai durează și e important ca statul, prin politicile lui, de încurajare a fermierilor și a asocierii fermierilor, să poată susține astfel de investiții. Rămâne să vorbim cât de repede într-o emisiune viitoare. N-am discutat de sectorul animalier, cum, zootehnic, cum se spunea, de livezi, de vii, că, da, mai avem, avem până potențial, la sezonul viitor. Am văzut că au, aici chiar a intervenit Uniunea Europeană. Au fost fonduri. Programul de reconversie a fost extraordinar. Pentru reconversie. Vă așteptăm cu mare drag. Cu mare drag. Mulțumesc mult pentru invitație. La revedere.